Are PNL în plan să reformeze instituții? Am văzut câteva declarații făcute de președintele Ludovic Orban referitoare la reformarea CCR-ului, ACNA-ului, de ce nu? Are în plan PNL acest obiectiv? Bineînțeles că PNL dorește reformarea tuturor instituțiilor care nu dau un randament. Românii au văzut cu toții în ultima perioadă, nu vreau să fie interpretată ca un atac la adresa CCR-ului, dar nu cred că unele decizii pe care le-au luat ei au fost în concordanță cu ceea ce așteptau, românii. Și unele decizii chiar ne-au luat prin surprindere, uitându-ne la litera Constituției și la deciziile lor. Au fost decizii mai degrabă politice sau influențate politic? Putem să credem și așa, pentru că alte explicații nu, cel puțin eu nu găsesc. Iar cred că după aceste alegeri trebuie luată în considerare o analiză foarte serioasă a Constituției și a modului de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională. Deci ar Marea trebui majoritate făcută a, o reformă a, 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 instituțională. da, marea majoritate a judecătorilor CCR sunt numiți politic. Sunt numiți de partide, mai puțin cei numiți de către președinte, care este apolitic.